Pădurea Strehareț este locul perfect pentru o zi răcoroasă în mijlocul naturii. Cândva zona era animată de sute de oameni care petreceau un weekend sau o după-amiază perfecte în aer liber. Slătinenii își amintesc cu nostalgie vremurile în care se relaxau în pădurea de la marginea orașului. Autoritățile locale vor să facă din nou acest loc unul atractiv și căutat de slătineni și nu numai. Întreaga zonă a intrat în reabilitare. Pădurea în sine era foarte frumoasă, dar erau aleele alea, trebuiau neapărat refăcute, să zicem așa, reabilitate. E foarte bine, pentru Slatina e un parc și o pădure face foarte bine orașului. Și era frumos atunci, da, atunci. Mergeau oamenii des acolo, se recreau, se plimbau? Mergeam și eu, mergeam, nu zilnic, dar așa o dată pe săptămână, da, mergeam. E un lucru frumos, o să fie agreabil de copii, de părinți, de... E bine că se face. Eu zic că e bun. Ideea bună. La timpul lui Ceaușescu era full, plină. Foarte bine. Să o reabiliteze. Cum era cândva pădurea Strehareț? Era frumos. Era frumos cândva. Ar fi bine dacă ar fi recondiționată, dacă ar pune niște băncuțe pe acolo unde să ne ducem să stăm la umbră. Va fi refăcută zona modernă. E perfect. E perfect pentru Slatina. Zona va fi modernizată și iluminată corespunzător. Din această toamnă, atât cei care doresc să se plimbe în natură, dar și iubitorii de mișcare, vor avea un loc perfect de relaxare și distracție în aer liber. Așa cum se vede, s-a lucrat destul de mult la săpătură și la stabilizarea terenului, respectiv la consolidarea acestuia. S-a completat cu material pietros, s-au amenajat niște podețe și niște traverse subterane, pentru că în zonă sunt foarte multe izvoare. S-a pus respectiv primul strat de asfalt și s-au executat rigole pentru evacuarea apelor pluviale. Zilele acestea vom începe cu stratul al doilea de asfalt. Se lucrează și la o amenajare de instalație pentru iluminat public. În ceea ce privește accesul, acesta se va face cam până la bariera, până la poziția barierei care era inițial, urmând ca după aceasta să fie zonă exclusiv pentru piste de alergare, respectiv piste de biciclete. Noi sperăm că la începutul toamnei, da, vom avea amenajate și aceste piste, pentru că din momentul în care noi terminăm straturile de asfalt, va dura ceva timp să marcăm specific acest, să le marcăm așa cum se identifică ele. Nu este vorba numai de pista de alergare, deci este vorba și de pista de bicicliști și necesită un timp până să le marcăm corespunzător. Pista de biciclete se va întinde pe o distanță de aproximativ un kilometru și cei care iubesc grătarul sunt așteptați la pădurea de la marginea Slatinei. Vor fi amenajate locuri special pentru grătare și picnic, mai spun reprezentanții DASIP Slatina.